Bun, salutare tuturor, numele meu este Dis și astăzi ne găsim episodul cu numărul 28, că încă țin minte, din cariera noastră cu Cătălin Cărjan, din aventura noastră cu Cătălin Cărjan, în care am venit acum, bă, ce am câștigat din nou trofeul Champions League, după ce noi am fost băieții decisivi pentru aducerea trofeului de Champions League. Poate cine știe, chiar ne ajută treaba asta la câștigarea balonului de aur. Și urmează, suntem la finalul lunei mai și începe luna iunie, în care ghiciți ce avem. Avem, băieți, campionatul european și, pe cum știți, cea mai probabil de acum jucăm doar la Euro și ne axăm foarte tare, jucăm fiecare meci, încercăm să facem spectacol, să ajutăm România pentru a face un spectacol total. Și avem primul meci cu Ungaria, bă, începem în forță, ne anunță aici și mergem la jucătorii care sunt convocați. V-am arătat din episodul trecut jucătorii selecționați, chiar avem și un prim 11 foarte interesant. Cătălin Cărjan a ales jucătorul lunii, în luna în care n-a jucat absolut deloc și nu pot să joc CDM. Pe parte, dacă vă uitați, Naționala România arată genial. Coman 81, Man de 81, Hagi de 81, Cărjan de 93, dar noi jucăm CDM. Noi care jucăm cam. Da. Ce vreți să vă zic, o veste foarte prostă, e că așa cred că vom juca de acum mereu, la tot Euro vom juca mereu, așa, dar nu mă interesează, eu o să joc fals și o să fiu un cam, nu mă interesează, o să joc mult mai ofensiv, o să am o notă mai mică, din păcate, o să am o notă, dar nu o să respect, o să zic rădoi, că nu mă interesează, eu trebuie să car România, eu trebuie să fac... Bine, normal, de curești, de bun simțări, trebuie să fac ce zice antrenorul, pentru că chiar dacă nu respect fix cum trebuie poziția, mă scoate din teren în cel mai neironic mod. Bine că să mă scoate din teren poate dacă nu respect poziția, dar să mă pun unde trebuie nu poate jocul ăsta. Dar totuși avem aici o mare încălzire cu Man, Coman, Hagi și Cărjan, jucătorii de plus 80, l-avem și pe Radu de 80 OVR, avem echipa Ungariei, vecinii noștri. V-am mai zis în episodul trecut, un derby a naționalelor, trebuie acolo un meci între rivale. Bine, derby normal în teorie înseamnă echipele din același oraș, bătălia echipelor din același oraș, doar că la noi cam s-au mai schimbat. Și derby nu mai este doar Dinamo cu Steaua, acum este și un cu CFR Clujul, cum și în Italia este AC Milan cu Juventus, chiscăți din orașe diferite. Mai folosește Manchester City vs Liverpool sau Manchester United vs Liverpool, etc. Dar ne axăm, ne concentrăm, urmează primul meci de la Euro 2024 și Ungaria vine cu o super echipă, acum că o să mă gândesc. Și o super echipă cu jucători, tot cum oferi destul de ridicat. Deci direct începem în forță. Ulaș, 85 OVR. Băiții ăștia, bă, Orban chiar a scăzut din OVR? De Orban nu se știe, deci cred că are chiar puțin. Dominic, vedem că are tot 85 OVR și în restul 2 jucători de 85. La ei nu prea cine știe, adică mă așteptam să fie la cum e bun. Bine, poate Orban chiar m-a scăzut din OVR, dar nu-l interesează, ne concentrăm. Cu ei trebuie să idem, că noi jucăm cam, vă zic eu, ăsta e un 4-3-3 atac, dar mai așa, mai e secret. E atât de secret că nici măcar Mirel Rădoi nu știe treaba asta. Dar nu ne interesează cât timp avem mingea la balon, oricum nu se scade nota. Opa, Coman, decarul național României, n-aveți ce comenta. Este decarul, este cel mai urmărit jucător, Cărjan e minciună pe lângă el, dar nu are numărul 10 degeaba, adică ai o leacă de bun simț. Tălin Cărjan, pac, o pasă la Cicăldău, așa începem în forță. Hai să ne axăm puțin, uite cât de bine, cât de liber era Rădoi și finețul lui Denis Man, România! România, pas, gol, România, Ungaria 1-0 în minutul 9. Gol frumos, păi, hai că avem, uite, avem șanse, că putem face spectacol și n-a fost decisiv noi. Dar uite, o întoarcere frumoasă, pac, pasa 1, pac, pasa 2, pac, pasa 3 și aici mare finesse cu stângul al lui Denis Man. Nicio șansă, Denis Man execută perfect și reușește să marcheze primul gol din Euro și probabil chiar primul gol de la... Nu știu să fie chiar primul gol de la Euro de realitate, că suntem grupa A. L-a dat destul de devreme. Foarte bine acolo jucătorul nostru. Hai să-l vedem din nou. Jucător liber și direct. Oricum era offside. Era offside clar. Băieții pe atac. Uitați, pac, ne facem acum treaba de CDM. Nici o treabă, mă, Cătălin Cărjan se duce. Hai acolo un jucător rapid. Hai Florinel, du-te acolo Florinel. Coma și ce viteză bagă Florinel. Gol!
Aba nu era Markovic. Mă așteptam să fie Corinelul nostru pe partea aia. Adevăr că nici nu prea semăna chiar foarte tare. 2-0 România, Ungaria la Euro. Un început foarte bun pe care le face naționala României. S-a așteptat Oleac, s-a așteptat poziția perfectă, șut și gol. Se duce direct Cătălin Cărjan. Pac, o pasă printre, primită foarte bine. Și de data asta sunt sigur că îi dau lui Florinel Coman. Florinel, o pasă la Markovic. Și Cărjan din nou la Denis Man. A încercat o treabă foarte frumoasă, doar că s-o cam înghesuit pe partea aceea. Ocazie mare și vedem că jucătorii unguri, era să fac greșeală, să zic maghiari, iar nu se descurcă absolut deloc. Gulaschi vedem acolo că este cam timid, nu știu ce vrea să fac. Uite, mă duc eu Cătălin Cărjan. Tot dă de frică, am înțeles, hai că au băieții ăștia echipă, joacă și Ungaria dacă îi, se joacă, dar nu cu noi. Începe aici Cătălin Cărjan, hai Cătălin Cărjan, chiar așteptăm un spațiu destul de liber și Cărjan, ce o scos operatorul ăla. Vedem aici Denis Man, dă-ne-o, pac, cu tine joc, pac, dă-ne-o înapoi, bine, perfect. Cătălin Cărjan, hai că tot la un jucător de-a nostru o dau, hai. Sau poate nu, o mai joc așa cu băieții, jucăm tiki-taka. Pac, încă una, Florinel, nu. Panțărul nou, așa jucăm, ne jucăm cu ei. Și căldău direct și Cătălin Cărjan! Gol! 3-0 România în prima repriză. Cărjan calm, frumos, ne bucură foarte tare. Marchează, dar s-au aruncat și portarul lor într-un hal, hai că capii legendary s-au aruncat, mamă. Cărțanul șut simplu, nu nici măcar finis, nici nimic. Portarul probabil l-a văzut și mingea târziu. Începe direct, bă, după un asist merge și un gol, vă dați seama. Am început o fază, am dat un asist. Am evoluat și pac, ușor, 3-5 dăm gol. Acum ce urmează? Cătălin Cărjan, direct o pasă, foarte frumoasă, la Markovic, mai probabil. Denis Man, a vrut nouă să ne lase mingea. Și din nou se dă mingea de frică. Hai, bă, dacă o dădea o leac mai pe jos și ieșea mai devreme, că mai puteam face o fază destul de ofensivă. Dar cu toate acestea, din păcate, o dura puțin mai mult pe noi și mingea afară. Și se termină prima repriză cu scorul magnific de 3-0 pentru România. 5 șuturi din care 5 pe poartă, bă băieți, 5 șuturi din care 5 pe poartă, posesie de aproape 50%, iar Ungaria absolut nimic. Cărjan cu nota 10 curat și cel mai probabil nu vom juca complet, pentru că ne mai păstrăm ceva stamina. Uite, intră Drăguș, uite, altceva. Parcă cu Drăguș a jucat mai de plăcere, sincer să fiu. Uite, un nume așa mai românesc, altă treabă, nu știu, îmi convine și mie mai tare. Jucător care chiar s-ar putea să fie atacantul viitor al Naționalei României. Markovic nu prea are șanse, dacă vreți să o luăm pe o carieră realistă, dar totuși Cătălin Cărjan foarte aproape acolo să treacă. Mania îl așteaptă direct pe Cătălin Cărjan la Denis Drăguș. Vedem cui va da Denis Drăguș pasă. Absolut nimănui și nici măcar nu se dă fault. Băieții cu prima lor fază pe atac, cel mai probabil, și o centrare, nu știu dacă, cred, probabil o fi vrut să fie șut, dar clar nu a fost pe poartă. Să-l vedem ultima fază pe atac a României, în timp ce este și Cărjan titular pe teren. Hai să vedem faza, începe acolo direct Cătălin Cărjan, se duce, hai să jucăm cu Denis Drăguș, foarte bine acolo, iar Denis Drăguș, bară! Ce bară a lui Denis, din păcate, se face și prima schimbare. Va ieși de la noi Coma și intră Sorescu. Pac, este un fost jucător la FCSB, cum mă gândesc că nu mai joacă la FCSB, și intră probabil un fost jucător al lui Dinamo București. Blocați foarte bine jucătorii unguri, să vedem ce vor să facă. Noi suntem relaxați, nu prea avem stamina și cu toate acestea iese și minge afară. Hai că este minutul 70, am dat un 3-0 în prima repriză. Mi se pare corect să cer și o schimbare. Am obosit, sunt și eu băiat firav. Vedeți că intră Băluță tocmai în locul nostru, Băluță CDM. Ar fi o super schimbare, o foarte, foarte ofensivă. Și simulăm continuarea meciului și se termină 3-0. Intră și Hăruț în locul lui Manea, iar Kindriș și cu Sorescu își au amândoi cartonaș galben. Și în locul lui Cristea intră Hagi. Culmea, camă. Cristea, care e Cristea? Cristea din apărare, adică Hagi intra KB. Tactica ascunsă, eu v-am zis. Deci camu e CDM. După aia, în locul CDM-ului intră un RW și decisiva
cam în locul CB-ului. Așa au făcut, așa au făcut rădoi. Bam! Nu vă așteptați la asta. Deci nu pot să cred cât e prost e jocul ăsta pe partea de player career. Leu. Dar continuăm și urmează mare meci cu Elveția. Se pare un meci pe care l-aș cam da la simulare, a jucat foarte puțin. Valorăm aproape 200 de milioane, bă băieți. Aproximativ 200 de milioane. Aia zic, 200 de milioane. L-am întrecut și pe Mbappé. Suntem cei mai buni per total și să facem un campionat european. Perfect, nu altceva decât perfect. Și băieți, din nou cu o echipă interesantă. Noi tot CDM. Doar că voi juca foarte puțin data asta. Andone atacant, Ștefan, Cristea, Bălașa, Hăruț. Echipa aproape schimbată în apărare. Vedem că au stamina aproape 100%. Și Andone în atac. Bă, băieților, bă. Hai să dăm un play cu Cărjan. Dar vom juca foarte puțin pentru că ne trebuie stamina cu Olanda. Și ne trebuie foarte multă stamina. Iar noi nu prea avem. Prea, nu prea. Sincer să fiu, nu prea. O să ne fie destul de greu să trecem totuși de Zaharia pe partea aia de el, mi-e o leacă frică. Pe partea de mijloc, băieții se cântă foarte frumos, mamă, la la la, patriotism, mai zic, la la la, aplauze a lui Cătălin Cărjan și concentrare maximă. Haideți să facem un spectacol, să facem o nebunie la campionatul european. Opa, grijă acolo pe atac și mare gol și a România direct în minutul 6, Emboro. Strikerul Elveței, bă, n-am avut timp să clipesc, să respir. Mamă, probleme și asta înseamnă că trebuie să joc, cred că mai mult. Deci nu știu cum o să fie, poate nu ne încurcă această partidă și va fi un meci decisiv cu Olanda. Cicăldău acolo foarte bine, ieșcăm Cătălin Cărjan, ieșcăm calm, îi dăm foarte rapid lui Cicăldău, bun acolo. Florina Andone lăsat liber și gol lui Burki, portarului lui Dortmund. Ne-au condus băieții când ne-au condus, ne-au dat gol parcă în minutul 8, noi imediat în minutul 15 reușim să o pasă foarte bună lui Andone și începem să facem direct. Nu, n-a stat prea mult să ne gândim, pac, pas, 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 gol. Florin Andone cu primul lui gol. Până acum România are 4 goluri marcate în cele două partide, deci de-abia au început a doua partidă. Doar că am marcat de fiecare dată un alt jucător. Marcovici are una, Mana are una, Cărjan are una și acum Andone încă una. N-avem un goal getter, se pare. Cărjan încearcă acolo să-l închidă, dar apără Radu foarte bine. Apără Radu, avem portar, băieți, avem portar și nu ne facem prea mari griji. Dar apărarea, de apărare mi-o leacă frică în meciul de astăzi. Cărjan foarte bine intervine acolo. Bunuț. Ce am zis de apărare? Am zis de apărare. Reușește atacantul să marcheze dubla imediat, Embolo nu stă prea mult. Da, am zis de apărare, că păr de portar nu mi-e frică. Cătălin Cărjan, pasă foarte bună. Hai înainte, ne folosim toată stamina pe care o avem. Iar Denisman se oprește din alergat. Dar cum era foarte greu să mai prinde și pe aia. Tristuți băieți, tristuți că s-ar putea ca Elveția chiar să ne încurci. Cum ar fi făcut-o și în realitate, dacă stau să mă gândesc cu România, Elveția parcă am avea scorul ăsta la cum joacă băieții în realitate. Bun, Cătălin Cărjan, alergăm foarte frumos. Hai, o pasă la Denisman. Denisman, mai în față, Denisman. Perfect, o pasă acolo. Nu, hai, te rog, prinde-o, te rog, prinde-o, dar tu te oprești, nu încerci, tu te lupți. Se pare că se termină prima repriză 2-1. Este condusă România de către Elveția. Dar noi doar un singur șut pe poartă, așa, la gol din pasă noastră. Mă, 7.7 data aceasta. Mai jucăm puțin, mai jucăm că parcă aș vrea să găștig sincer să fiu meciul ăsta. Foarte bine acolo apărătorul, o pasă la Cărjan, nu o pierdem. Iani Sagi ne trimite nouă mingea, bun, jucăm acolo cu Florin Andone. Hai Andone, să avem grijă cum ne-o da Andone. Dacă ai jucat o slăbustare, ai jucat o slăbustare, bun, un călcăi acolo foarte interesant și o pasă direct în mare offside ce era ăla. Cel mai urmărit este Embolo, mi se pare și normal. Noi obosiți, mergem așa frumos cu slow motion. Băieții scapă puțin pe atac. Pați în apărare și un șut. Și pe lângă poartă, pe din ghinion și poze. Că acea schimbare veșnică, ata știe.
antrenorul nostru. Coman cu Sorescu, aia trebuie. Oh, fac și băieții o schimbare, iertați-mă, iertați-mă, cum le mi-am permis. Băieții pe atac, Embolo, să avem grijă la ei. Bun, acolo apărător, foarte bine Cătălin Cărjan. Bă, n-ai cum, bă, ce bine o stat Akanji pe partea aia. Dar ăștia au echipă bună, mă, cu jucători, cel puțin cu un nume. Nu sunt atât de bun, dar măcar au acolo un nume cât de cât cunoscuți. Cătălin Cărjan totuși are mingea la balon, să nu pierdă mingea, bun, hai. Mic spațiu acolo îi cer lui Florin Andone, dar nu se întâmplă treaba asta. Mă cam în pasele voastre pe sus, îl vedem de nou pe Andone. Andone, o pasă la Cărjan pentru că el era ținut și blocat pe partea aia. Nu, oricum nu o să mai jucăm mai nimic pentru că nu avem stamina. Hai Andone, hai Andone, dă-i, 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 Denisman, dă-i acolo. Mamă, dar nu putem alerga, nu că putem să alergăm, nu putem să facem absolut nimic. Hai o pasă direct, nouă, Andone, aia zic, bun! Ba nu, era Denisman, Denisman, perfect, am jucat acolo. N-a luat assist, n-a luat pre-assist, ca zic așa. A dat pas pasatorului, din nou începem să... Nu reușim neapărat să marcăm, n-avem stamina cât să alergăm, dar măcar reușim să creăm faza perfectă de atac. Andone dă pasă lui Denisman și din nou Denisman cu un fines. Un fines al lui Denisman, excelent. Denisman cu al doilea gol în acest campionat european. Și vedem că Denisman chiar descurcă foarte, foarte, foarte bine. Mă aleargă acolo Cărjan foarte, foarte obosit. Dar totuși România pe atac. România acolo, îl vede acolo. Dă-mă pasă, mă, dă-mă, ha, mă. De ce nu mi-a dat în momentul oportun când dădeam lui Andone și nu vreau neapărat eu să dau gol, dar... Reușeam faza să o facem spectaculoasă. Mamă, l-a lăudat pe Man și acum gafează omul. Din nou băieții pe atac, să avem grijă. Spațiu liber în apărare și acolo, na, spațiu liber. România pe jos. Jucătorii foarte striși, dar na, dacă, apără, dacă la noi se schimbă radical apărarea, ce pot zic? Cine este? Zaharia, parcă văd, nu? Că am zis că mi-e frică de el. Dar na, n-am avut ce faci partea. Am scos și eu portarul, dar ce vrei să facem partea aia? Total nimeni, nimeni. Panțărul era să uita panțărul, n-avea nicio treabă. Zaharia, ce ziceam? Gol în minutul 86, noi fără stamina, fără absolut nimic. Adio. Păi și era perfect dacă strângeam, primeam un punct, primeam și ei fix la fel. Doar nu-i grupă de Champions League să jucăm și returul. Shaqiri pe mijloc, nu intră nimeni, nu intră absolut nimeni și îl faultează acolo Cătălin Cărjan de supărare că nu intervine absolut nimeni și așa un cartonaș galben. Bă, da, să uită, apărarea n-are niciun stres, n-are niciun stres apărarea. Am ce să zic. Enix se uită la mine apărarea din nu mai poate. Zaharia bate acolo direct peste poartă. După 3 minute bucurie mare pentru Elveția, se pare, dar ce se face? Și-o jucat-o de n-am mai putut, Embolo ne-a dominat. Păi și dacă se termina egal, aveam, era punctajul 6-4-1, chestii care mi-a ajutat enorm. Dar asta este de acum, urmează acum un meciu cu Olanda, mare meci cu Olanda, care din nou stamina este foarte scăzută, jucăm tot CDM garantat, doar nu se pune problema. HGC că-l dau măcar să mai bine, Coman, Markovic acolo cât de cât pregătiți și Panțărul, Nedelcearu, Kindri și Manea. O super apărare de data aceasta, dar pentru meciul cu Olanda, meci pe care îl vom juca în episodul următor. Deci bă băieți, dacă vreți să apară chiar mâine următorul episod în care vedem exact dacă reușim să trecem de grupe. Dar ca să trecem din grupe, problema este că ne trebuie fix victoria cu Olanda. Mamă, stai că Portugal, fiți atenți că Portugal s-ar putea să fie și aia eliminată. Mamă, deci la noi clar e surpriza cu România și cu Elveția. Urmează după aia Elveția să aibă meci cu Ungaria, iar noi cu Olanda și cel mai probabil nouă ne-ar trebui clar o victorie. Rog de gol averaș l-a dat un 3-0, dar puțin nasolel, bă băieți, putem să... Deci nu știu, chiar o victorie cu Olanda să puteți trimite acasă în cazul care Elveția ar da vreun 3 sau 4-0 sau cine știe. După care urmează în grupa B următoarea surpriză în care Finlanda au scos două egaluri și are Finlanda meci cu Suedia. Ce rezultă că dacă Finlanda ar câștiga, după partida între Spania și Portugalia, una dintre ele s-ar putea să nu treacă din grupe. Adică nu doar noi să avem problema asta, să fie extrem de riscat să nu trecem din grupe, ci și Spania sau Portugalia nu o să treacă cea mai probabilă. La Franța și Anglia cred că e totul ca la carte. Și Austria, Rusia, Belgia și Polonia. Mai aici e o grupă destul de strânsă și vedem că urmează Rusia cu Austria și Polonia cu Belgia. Belgia clar trece mai departe și probabil Rusia, care Rusia are meci cu
Austria, cine știe? Păcat de Polonia lui Lewandowski, dacă mai joacă Polonia lui Lewandowski. Dar vom vedea exact în episodul următor dacă trecem sau nu de grupe și dacă vreți să apară chiar mâine episod din această carieră să vedeți neapărat ce face România la Euro. Neapărat, abonați-vă cu clopoțelul activat ca să primiți notificare în fiecare zi. Nu voi posta clipurile mele cu FA. Vă băieți, numele meu este Diez, vă urez să aveți o zi extraordinară. Doamne, din meci trebuie să fie în episodul următor când ne trebuie neapărat, neapărat victoria.